Doamnelor și domnilor, filmul s-a sfârșit, spectatorii au plecat. În schimb, am bucuria de a avea alături de mine pe domnul regizor Serge Celebidache și maestrul Marcel Iureș. O să încep cu domnul regizor, dacă îmi permiteți. Așa este corect, da? Cu creatorul. Cum vă simțiți când în România, după primul weekend, a fost un record de 27.000 de spectatori, recordul anului 2017, iar la Vatra Dornei, o sală cu 330 de locuri, am fost nevoiți, înainte de începerea filmului, să mai aducem încă 35-30 de scaune în plus, pentru că altfel oamenii ar fi stat în picioare. Cum simțiți? V-ați fi gândit că filmul va fi un astfel de succes? Nu, mă simt onorat, simplu onorat și binecuvântat cumva. Nu poți să te aștepți la nimic, nu știi niciodată ce se întâmplă. E o bucurie pentru noi să vedem nu numai oameni în sală, dar reacția lor și bucuria lor și emoție. Când călătoresc cu Marcel, avem niște surprize deosebite și de neuitat. Deci, onorat, atât. Spuneam chiar și în sală că parcă plutea în aer acest film. Adică era un film dorit, un film care să ne facă melancolici, un film care să ne readucă în propria noastră copilărie, prin acel plonjon imaginar. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum simțiți sala în timpul vizionării filmului? Cum îi simțiți pe oameni la final? Și cum ați trăit dumneavoastră această întoarcere în propria dumneavoastră copilărie? Bun. E un cuvânt. Eu întotdeauna încerc să simplific lucrurile, să le sintetizez. E foarte multă căldură, de fapt. Oamenii sunt extrem de încălziți și transmit căldura asta, de care, cum să spun, nu că au fost lipsiți, au buzunarele pline, sufletele pline cu căldură și nu aveau cui să o dea. S-a nimerit să fim noi aici. Evident nu ne-am gândit la că cum va arăta toată treaba. Nici n-ai cum să-ți imaginezi asta. Chiar dumneavoastră spuneați în sală că e atât de șocant, o diferență atât de mare, încât, da, a spus cuvinte mari, binecuvântat, cum să spun, lumină, tandrețe. Culoare. Dar astea sunt culoare, astea sunt lucruri normale. În sfârșit, ne uităm unii la alții și avem de ce să ne îndrăgim, avem amintiri, facem aceleași mișcări. Că îmbătrânim, unii mai bine, alții mai prost, unii mai înălțător, alții mai anonim, dar în noi se întâmplă același lucru, ne amintim de noi, de lucrurile frumoase, luminoase, de durerile pe care le-am trăit, de deziluzii, de... Dar, vedeți, asta e a lui Ion, a lui Serge, el mi-a zis: vreau să fie mai tânăr când pleacă. Și de asta și arunc bastonul. Dă-l încolo de baston. Pot trăi foarte bine pentru că am înțeles, pentru că m-am descoperit, m-am acceptat așa cum sunt, îi dau înainte, fără baston, domnule. Nu mai avem nevoie de proptele, mergem pe picioarele noastre. Bine că ați spus-o dumneavoastră, nu nimeream la fel de bine. Mă gândeam la următorul lucru în timp ce am asistat la acea scenă de-a dreptul uluitoare. Domnule regizor, la un moment dat, dacă se va face un clip care va lua ceva, un clip cu toate pepitele de aur din cinematografia românească, eu cred că acel moment cu trenulețele, în care domnul Marcel cu domnul Victor Rebenciuc jucau de-a dreptul uluitor, cred că acea scenă va face parte din
acest colaj al cinematografiei românești. Este o pepită de aur. Nu doar prin faptul că versiunea Al Pacino, Robert De Niro, în carne și oase, au jucat împreună acea scenă, nu? Că ne întrebăm și noi din când în când, maestre, oare care e mai tare, Iureș sau Rebenciuc? Care e mai tare, Pacino sau De Niro? Dar ați reușit să-i aduceți pe acești doi mari actori ai cinematografiei românești împreună într-o scenă care va fi de colecție. V-ați fi gândit că va ieși așa ceva din acea scenă sau că ar putea intra în istoria cinematografiei românești acea scenă? E greu pentru mine să răspund la așa ceva, dar am visat o viață să facem o scenă memorabil. Nu memorabil, dar cu un contrast așa de mare cu două actori uriași și am avut privilegiul ăsta și cu contrastul de trenulețul, orice ar fi, dar cu trenul se potriva foarte bine și a ieșit extraordinar. Eu întotdeauna aștept scena asta cu mare nerăbdare. Iar pentru dumneavoastră ca actor, e una dintre cele pepite de aur? Nu știu, eu să prețuiesc, dar mi-a plăcut la nebunie și de acolo, mi-a plăcut de când mi-a povestit-o prima oară. Și de acolo mi-a venit gândul să mă dau pe balustradă. Vreau mai multe lucruri, dar nu m-a lăsat. A zis, doamne, stai puțin, nu. E prea mult. Nu. Da, hai pe balustradă, dacă nu te lovești, dacă nu te șoimănești cumva, dacă nu strici decorul, te las. Și până la urmă am lăsat-o și în film. N-am fost sigur că o lasă în film. Nu. Vreau să sar într-un picior, vreau multe lucruri, dar nu. Nu, e bine așa, am înțeles, da. De asemenea, cred că una din, poate chiar prima întrebare care vi s-a pus cam peste tot, a fost, v-ați gândit la tatăl dumneavoastră când ați creat acest personaj? Și știu că undeva ați spus, nu, a fost opțiunea actorului Marcel Iureș de a-și asuma acest rol al marelui Sergiu Celibidache, muzicianul și dirijorul. I-ați impus să joace acest rol? A fost o opțiune, într-adevăr, personală? Cum a fost această poveste? Pentru că, cu siguranță, se repetă, nu, această întrebare referitoare la tatăl dumneavoastră. Sigur că da. Nu, a fost o alegere din partea lui Marcel. Bineînțeles că, scriind povestea asta, m-am gândit și, bine, am fost alături de foarte mulți oameni în vârstă, deci m-a influențat foarte mult contrastul ăsta între mine și ei și cum putem să fim așa de aproape, dar așa de departe în vârstă. Deci, influența e acolo. Dar povestea e gândit să fie orice bătrân, orice om în vârstă. Și alegerea a fost Marcel să se inspire de tatăl meu. Și a fost o provocare interesantă. Riscul era să nu mai știm ce facem, pentru că toată lumea se așteaptă la altceva, dar era pe un fir foarte sensibil, unde era vorba să nu plecăm de direcția asta, unde cred că am mers exact pe linie, unde am mers fără să exagerăm și totuși devine un omaj discret pentru cine știe mai mult și dacă nu, devine orice bătrân, pentru că elitismul ăsta de clasă, de muzică, era foarte periculos. Dorința mea sau a noastră era să se regăsească oricine în octav și pentru asta nu era bine să mergem prea adânc în personajul. Totuși, pentru Marcel, ca inspirație, a fost foarte interesant și pentru el și pentru mine să ne lovim de ideea asta. Deci, da. Cuvântul cheie în colaborarea noastră, din clipa în care eu am ales să îi dau chip bătrânului dirijor, a fost măsură. Sigur că în spatele poveștii, vibrația e a lui, da? E profundă. E o relație cu un tată uriaș. Faptul că eu chiar am vrut să fac asta, a fost extrem de incitant. E fermecător, te răpește o idee din asta. A presupus și riscuri pe care Serge le-a înțeles într-o secundă. Nu e un film despre tatăl meu. Mi-a spus de nenumărate ori, ai grijă, nu e un film despre tata. El e acolo. Dar au fost momente când ați simțit această responsabilitate
până la urmă eu îl joc pe acest om. Tentație foarte mare. Și el îmi tot spune, alo, 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 vezi că nu e vorba despre asta. Nu, am înțeles, mi-a de ajuns că semeni, chiar m-a speriat, mi-a zis el, s-a speriat odată, aoleu, a apărut tata lângă mine. În Hamlet, nu? Prezența da, tatălui. Ceva de felul ăsta. Dar una peste alta, cred că am reușit împreună să ținem linia asta extrem de fină, extrem de subțire și să nu invadăm povestea care e superbă, e cum spune Sergi, iar tuturor, orice om din lumea asta, face aceste mișcări, trăiește acest parcurs. Da, mai bine sau mai glorios sau mai puțin glorios. Dar se întâmplă. O să apăs eu pe pedala că îi se întâmplă într-un mod cu totul special și uitați-vă la mine cum fac eu, îl fac pe Sergiu Celibidache bătrân. Nu e vorba despre asta nicio clipă. E adevărat, a fost foarte bun cu mine, Sergi, și m-a lăsat să fac nebunia asta, ceea ce e foarte bine. Cred că în precedentul nostru interviu, cel de după piesa de teatru pe care ați jucat-o în urmă cu aproape 2 ani la Vatra Dornei, am avut un moment pe finalul interviului nostru când eu am recunoscut că una dintre urările mele, sau poate cea mai importantă urare acum pentru vârsta a treia, e următoarea: să îmbătrâniți frumos. E o urare pe care am găsit-o de bun simț, de o decență maximă, pentru că am văzut foarte multă lume îmbătrânind urât. Iar dacă filmul tocmai... Asta... Nu, filmul invită la așa ceva. O, da. E o invitație la a îmbătrâni frumos. Da, dar trebuie să-ți asumi cum îmbătrânești. Nu mai ești copil, chiar dacă se spune că dai în mintea copiilor la bătrânețe. Îți asumi felul cum îmbătrânești și ce înțelegi din a îmbătrânit. Dar iertați-mă, eu sunt foarte departe de vârsta a treia. Am abia 66 de ani. Mă referam la personajul pe care l-a jucat. Vorbim de 90, de acolo începe vârsta a treia, în epoca modernă. Mai vorbim pe la 107 ani. Mulți au încercat să găsească, mulți critici au încercat să găsească mesaje ascunse în filmul dumneavoastră, că e de fapt legat totodată de problema retrocedărilor, este o rețetă pentru un alt fel de film. Întotdeauna există lucruri la care regizorul, creatorul, nici măcar nu s-a gândit. Sunt și alte mesaje ascunse legate de realitatea asta românească în care trăim. Da, ideea era să nu impunem nimic, să lăsăm oricine să vede, să intre pe o portiță, și film are poate 100 de portițe pentru diferite idei. Bineînțeles că se așează în un context istoric românesc foarte real, unde retrocedere, fără retrocedere, asta nu se întâmplă nimic, pentru că personajul nu poate să lasă ceva în trecutul fără să fie o ruptură de mulți ani. Și era foarte important să fii realist, sau măcar să adresăm faptul ăsta, să plecăm de o realitate mai dură, mai reală, și încet, încet să intrăm într-o poveste, o călătorie unde nu mai știm unde suntem, și mai frumoasă și mai inspirată și cu culoare mai vie. Discutam cu liceenii mei romanul Parfumul. Am discutat parfumul, am văzut filmul și fiecare s-a gândit la ideea că avem parfumul nostru, fiecare dintre noi. Apoi am văzut această capodoperă lui Giuseppe Tornatore, Legenda lui 1900. Fiecare are muzica lui. Fiecare om are muzica lui. Iar în film apare acest element cu notele, cu muzica, cu... Da. Nu, eu cam în ce notă m-aș regăsi? Care ar fi muzica mea? Mm-hmm. Asta v-a sugerat? Da. Da, da. Vedeți, eu întreagă... Am întâlnit o doamnă, reiau ideea, am întâlnit o doamnă într-unul din orașele noastre, cred că la Timișoara, nu. În orice caz undeva, o doamnă care... Nu, la Baia Mare, care ne-a explicat tuturor, sălii și nouă celor de pe scenă, câte înțelesuri are cuvântul octav. E o esoterie întreagă.
Îl găsești în numerele de aur, în proporția de aur, în construcții, octava care este un sumum de 8 note care are și aia o grămadă de semnificații, o chestie cu echilibrul lumii, adică e o nebunie, nici n-am știut, bine că n-am știut atât de multe lucruri, că nici nu mai știam să joc, dar una peste alta, vedeți cât de incitant este și cât de bogat este un lucru atât de simplu, un nume. E un nume. Domnul regizor Adineauri, n-am lăsat portițe, uși deschise peste tot, modalități de interpretare pentru fiecare. Nu bateți, e deschis. Intrați, ajunge să intrați. După aceea, asta e. Cum este această experiență de a însoți filmul, de a avea această legătură pe care ați punctat-o de câteva ori pe scenă publicului spectator de la Vatra Dornei? Pentru mine e fascinant. E prima oară când fac așa ceva. Am auzit că se întâmplă. E un mijloc de a promova filmele toate din România. Pentru că celebra noastră rețea de 617 sau 70 de cinemauri, da, a fost distrusă. Și atunci ne luăm în spate ranița, da, și mergem din poartă în poartă, din oraș în oraș, și spunem, oameni buni, am făcut și noi un film. Vreți să vă uitați la el? Vă place? Nu vă place? Asta e extrem de important. Pentru mine ca o datorie, chiar o datorie, nu ca o datorie. E o datorie și primește enorm de multe lucruri din întâlnirile astea. Enorm de multe lucruri. În primul rând, gradul de onestitate, de deschidere, de cinste, de căldură, nu-l poți atinge dacă nu ești nemijlocit în fața oamenilor. Așa trăim într-o ficțiune, unii suntem geniale, alții nu vrem să știm de public, alții îi dăm cu tifla, alții ne răstim se răstesc la public. Nu, eu cred că trebuie să fim aici și ce facem este absolut valabil. E absolut valabil. Și totuși vorbim de un public care nu mai are de aproape 30 de ani un cinematograf. Cinematograful a dispărut de foarte mult timp. Reușim prin această casă de cultură care a fost reabilitată, care arată bine prin, da, și investițiile pe care le-au făcut cei din Consiliul Local, să avem și un sunet, și imagine, și un ecran profesionist, dar asta spune multe pentru o comunitate mică, pentru că mă gândesc că la București sunt oameni inițiați, vin critici, actorii, e deja altceva, dar oare pulsul adevărat se poate lua dintr-o astfel de sală cu oameni care poate nu au educația filmului cinematografică cum o au poate în București, un public, hai să nu zic neapărat de elită sau elitist, dar poate că succesul poate fi garantat de astfel de oameni? Absolut, nu, e foarte important să nu-l faci pentru Bucureștiul sau pentru elită, îl faci pentru oameni, pentru suflet, pentru inimă a tuturor. Și filmul ăsta chiar e un film de suflet și temperatura asta, feedback-ul, se simte când ești în sală, când vezi cum merge, nu merge filmul, la sfârșit emoția se simte. Pentru mine e un privilej și oricine, când faci un film, faci pentru altcineva, e o comunicare între tine și cineva în sală. Măcar unul să înțelege sau să vibreze cu tine. Și v-a bucurat faptul că la final oamenii au aplaudat cu atâta căldură și că ați respirat ușurat că filmul a prins? E mai mult întrebări și să simte la reacția lor, în ochii ei, în cuvinte folosit mai mult decât aplauză, poate să fie și aplauză politicos sau din principiu, dar cu întrebări mai adânc, cu reacția lor, simțim că ceva se mișcă și e foarte încurajant și pentru noi. Noi nu suntem, Marcel are mare privilegi la teatru, ai un contact direct cu publicul și poți imediat să simți dacă merge, nu merge, și cum la cinema faci un film și dacă n-ai privilegiul ăsta, poți să rămâi în camera ta și nu știi exact și nu înveți și nu te schimbi aici. Știu sau am prins foarte mult și se reflectează cum urmează creația.
A contat că ați filmat pe peliculă și nu digital? Nu se putea altfel. Filmul ăsta nu se putea. Și Blasco Geratu a făcut imaginea asta și am insistat, m-am luptat cu tot producția să facem film pe peliculă. A costat mai mult, dar nu se putea altfel, că e un film contemplativ unde nu mai se vorbește despre fineța asta, despre dulceața asta de imagine, de trecutul dulce, cum se numește, plin de suflet și se simte, așa putem avem și un miros despre conacul, când ne apropiem de el, de căldura lui. Era esențial pentru filmul ăsta. Altceva nu pot să vă spun, dar aici nu se putea altfel. Da, e o trecere și pentru noi. Mulți dintre cei din sală mi-au spus că pe un canal românesc de filme românești v-au văzut într-un film din tinerețe, jucați un personaj din 48, tot cupletele dumneavoastră, iar acum au venit din fața televizorului, unde v-au văzut și au venit în sală, v-au văzut pe scenă, v-au văzut pe ecran. E o trecere așa în timp foarte interesantă. Da, dar cum zicea Ion, e esențial să ne vedem, să fim nemijlocit aici. Să ne simțim. Nu să ne imaginăm și să punem pariuri că nu știu ce, că nu știu cum. Nu, domnule, am văzut. Sunt oameni care, cum să spun, mărturisesc pur și simplu despre asta. Nu e ce mi-aș fi închipuit eu sau ce mi-aș fi dorit eu. Asta e. Oamenilor le place, au simțit nevoia. Că am presimțit sau nu, nici nu mai contează. Important e ce se întâmplă. Pentru mine este esențial. Și cred că, așa cum e, din nevoie, caravanele astea exprimă o neputință a noastră, a tuturor, de a ne asigura măcar alea 500-600 de săli. Măcar atât. Da? Dar cred că e obligatoriu să le facem. Venim cu bagajele pline dintr-o asemenea caravană, dintr-o asemenea efort. Bagaje pline și o să avem ce depăna mult, mult, mult timp de acum înainte. E o mare bucurie să facem. Așa cum ați spus, o experiență nouă și pentru dumneavoastră. O, da. O, da. Și, da, e altceva decât teatru. Pentru oamenii sunt pregătiți, avem un public superb pentru teatru. Îl avem și pentru film. Nu are unde să vadă film. Și atunci este extraordinar că ne primește și ne îndrăgește și ne ia în brațe. Este formidabil. Un proiect de suflet, un proiect pe care îl gândiți încă din adolescență sau de la 18 ani, nu? Cu siguranță va mai urma ceva, nu? După acest film. Adică nu se poate să fie primul și ultimul dumneavoastră film. Aveți ceva în plan pentru perioada următoare? Da, da, Sărtar e foarte adânc. Depinde de oportunități acum și depinde de situația, dar noi mergem înainte, bineînțeles. Bineînțeles. Da. Până la urmă, scopul cinematografului a fost atins. Adică timp de 2 ore am uitat de noi, am uitat de tot, de această realitate în care trăim și... Sau poate ne-am reamintit de noi. Ne-am reamintit de noi. Ne-am reamintit de noi. Și ați reușit. Felicitări, domnule Serge Celibidache. Felicitări, maestre, și vă reașteptăm la Vatra Dornei cu alte proiecte, dacă nu cu teatru sau film, poate îi veți însoți pe acești tineri extraordinari pe care îi susțineți de atâta timp, Alin și Tibi Ușeriu, la Tășuleasa Social, aici în vârful pasului Tihuța, unde jucați, nu știu dacă domnul regizor știe, jucați pe pajiște vara din când în când în fața atâtor copii și atâtor tineri. Turbincă, am fost și cu Turbincă și cu Moromeții. Acum încerc să găsești ceva care să se potrivească. Am mai făcut ceva, dar nu. E mai greu. Mulțumesc din suflet. A fost o onoare, o seară bună și mult succes în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumesc și celor care ne-au ascultat la Orion FM. Sau ne-a urmărit la Orion TV, pe Intermedia, Plus TV, Tele Moldova și, de ce nu, pe internet. Și închei așa cum o fac de fiecare dată, să auzim numai de bine. Și aș vrea să mulțumesc primăriei și Consiliului Local Vatra Dornei pentru
această ocazie de a fi prezent și la Patrona Domnei. Totodată aș vrea să mulțumesc foarte mult doamnei Violeta Codorean pentru primire și pentru străduință și pentru insistență. Și invit acum în partea dumneavoastră pe domnul reprezentant de la Televizate. Așteptăm acum din partea dumneavoastră întrebări. Avem un microfon care va circula prin sală. A fost un eveniment deosebit, este un eveniment deosebit. Ne bucurăm foarte mult, domnule Marcel Greș, să reveniți din nou pe această scenă. Așa cum spuneam, în urmă cu aproape 2 ani ați jucat piesa Absolut. A fost minunat, a fost minunat și acest film. Vă mulțumim, domnule Sergiu Ioan Celibidati. Ați regizat un film genial. Și sunt convinsă că și dorenii noștri o să precizeze acest lucru. Din punctul meu de vedere, este altceva. Este altfel de film. Altfel de poveste, cu multă serenitate, cu nostalgie, cu emoție și cred că de asta aveam nevoie. Terminat aproape de 30 aprilie. Adresitor, la ce v-ați gândit când ați făcut acest film? Este adresată întrebarea domnului Marcel Iure sau domnului regizor? Domnul regizor. Ce m-am gândit? Nostalgia de trecutul, de copilărie, tinereță și cum putem să interpretăm asta când mergem în vârstă și poate că avem o șansă să înțelegem mai mult despre trecutul nostru și să acceptăm niște lucruri, să ne bucurăm de alte lucruri. Și conceptul de timp. Am fost întotdeauna foarte interesat despre timpul în sine și neexistența timpului. De acolo pornește, adică putem să ne extindem. Dar nu știu cât timp avem la dispoziție, de fapt. Bună seara! O întrebare în continuare a întrebării anterioare. De ce titlul Octav? Ce credeți dumneavoastră? Pentru că am încercat să lăsăm fapt multe întrebări deschise pentru publicul, pentru oricine să se regăsește, să nu dăm prea multe răspuns clar și detaliat. Dar bineînțeles că e stabilitatea, e o metaforă în film muzical. Și e și un om de 18 și ceva de ani. Și putem să ne extindem la alte referințe de numărul 8 în geometrie, în arhitectură, sunt multe. Cred că este în primul rând. Și numele lui. Iată. Eu mai mult vreau să mulțumesc de această care sunteți în mijlocul nostru. Ați reușit să ne întineriți și pe noi la maxim. Dar mă bucur că și dumneavoastră v-ați revenit la vârsta oficială de 40 de ani. Simțirile dumneavoastră, din sentimente pe care le aveți, le vom folosi și le veți regăsi, probabil, în următoarele filme. Ce sunt? Nouă ne-a plăcut tare. Cât de personală este această experiență a reîntoarcerii din copilărie? Pentru mine. Pentru dumneavoastră, bine. Pentru mine orice experiență. Și îmi amintesc că nu era chiar așa de mic ca prima mea iubită.
Aici, fată, sigur, are o întrebare. Dar mă gândeam, domnule regizor, maestre, dacă acest film nu vine cumva pe un fond al unei lipse în ceea ce privește cinematograful românesc. De mult n-am mai văzut atâta culoare într-un film românesc. Nu spun că filmele românești sunt gri, dar se pare că am dezvoltat în ultima vreme o rețetă de succes, de altfel, cu mari cineaști, mari regizori români, care au ținut foarte multe premii la nivel european, dar care, de multe ori, parcă nu sunt făcute pentru noi, ci sunt făcute mai degrabă ca rețetă de succes pentru publicul din vest. Sunt filme care noi parcă nu ne regăsim. Și aproape că mă întreb dacă nu cumva acest film e făcut pentru români. Poate că a lipsit culoarea și lipsește culoarea din viața noastră și mă uitam pe finalul filmului cu cât personajul jucat de maestrul Marcel Iureș, pe măsură ce se înserina și accepta acea frumusețe a vieții și se întindea pe iarbă, era din ce în ce mai luminos și din ce în ce mai colorat. Și mă întrebam, când am văzut ultima oară un film românesc cu atâta culoare în el? Este un film puțin diferit față de ce s-a întâmplat sau ce s-a filmat în ultimii 10-15 ani, este un film binevenit. Pentru că, dincolo de culoare, vedem că descoperim povestea. Poate că noi ne-am pierdut acest har al povestirii. Nu cred că este cineva în sală, indiferent de vârstă, care să nu fi plonjat la nivel imaginar în copilăria lui. Poate că este o mare lipsă și acest film, nu știu dacă a fost gândit așa, să umple această lipsă a culorii, a poveștii, a nostalgiei și să le pună ca o oglindă acest film în față, că există și o altfel de Românie și o altfel de trăire și o altfel de simțire. Asta să fie fost? Mulțumesc! Aveți dreptate, numai că eu n-am gândit la nimic. Eu nu puteam să fac altceva decât ce a făcut. Sunt incapabil să descriu România cum s-a descris. Și n-am fost aici să înțeleg și să critic sau să fiu foarte sever despre ce se întâmplă în România. Dar totuși, din afară, am suferit întotdeauna despre imaginea noastră. Și eu, povestele mele, sunt mai optimist și chiar filmul ăsta este o oportunitate să vedem o România mai frumoasă, să avem sentimente, să iubim și să ne uităm la frumusețe. Și a venit la un timp unde chiar am simțit saturația asta despre filmele români, făcut foarte bine, dar făcut foarte dur, foarte sever, unde de fapt sunt făcut mai mult pentru afară sau pentru ce se așteaptă publicul din West, din păcate, clișe, ajungem și acolo. Și eu, în silență, am suferit foarte mult despre asta și mă bucur că am venit, adică am avut oportunitatea asta să facem aici și să fim filme adevărat cu actori români și cu energia românească și să vedem o altă România. Nu e făcut cu gândul, dar a venit la un timp foarte just, unde se potrivește și văd că publicul are o nevoie foarte mare să vedem filmele altfel, cu pozitivitate despre noi, despre oameni, despre viață, despre frumusețea noastră sau frumusețea în general. Și sper să călătorim și în afară, să arătăm că se poate și așa. Și nu numai cu tristeța și griul ăsta petrecut prea mult timp, pentru prea mult timp. Adică să vină alți cu alte poveste frumoase despre noi, despre țara asta. Aveți dreptate. E mult gri. Mulți dintre cei care au creat acest gri
cinste, la oameni, nu? Trebuie să fim cinstiți. Că e vorba despre noi tot timpul, nu e vorba despre alții. E vorba despre noi. Cred că oamenii din această țară sunt cu mult mai bogați. Și avem atât de multe povești de spus și sunt foarte frumoase. De exemplu, mă revoltă. Asta e cuvântul. Mă revoltă ideea că țara asta nu are eroi. După Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare și Tudor Vlad Mirescu, gata, s-au terminat eroii. Le lovim de ei pe stradă, le lovim de ei în laboratoare, în construcții, în peste tot, la catedre, în sălile de operații. Ne lovim de ei. Despre asta trebuie. Nu poți să demonizezi nimic în această țară. Care de potrivă, din timp în timp, șterge propria oglindă ca să se vadă cum trebuie. Da, avem oglinzile destul de mult, dar nu știu ce le hotărăște. Eu tot șterg dimineața, noaptea cineva vine și o hotărăște și a doua zi dimineața o revine la capăt. Nu? Da, sigur, probabil că diferența e atât de mare încât va șoca într-un fel. Dar și nevoia dumneavoastră pe noi ne inspire, ne dă o aripă să căutăm în continuare. Copii super, povești minunate, oameni anonimi care se sacrifică pentru binele de pe o stradă. E Elia ne spunea un moment dat că dacă poate de București, dacă pe o stradă n-ai izbut în focul, n-au murit copii, n-au căzut bătrâni din picioare, este poate pentru că un bătrân anonim într-un subsol se roagă pentru binele celor din jurul lui. Cred că undeva aici trebuie să facem noi efortul ăsta, de a ne ruga și de ne îngădui și ne iubi necondiționat, fără să ne dăm palme, fără să ne criticăm dur așa. Asta nu înseamnă că ne îngăduim orice ar fi. Dar știți cum e, nu? Popoarele seamănă cu copiii, de fapt, multe ori. Ele trebuie mângâiat întâi ca să facă ce vrei tu. Luate pe după umeri, dat peste cap, și ideile, și exemplele, și mâncarea, tot. Cu tandrețe, cu drag. Așa cum ne-au crescut părinții noștri, așa trebuie să facem și noi în continuare. Eu am postesc cu asta. Deci nu pot să mă răstesc nici la poporul român, nici la profesori, nici la medici, nici la guvern, nici la președinte. Nu mă de treabă. Am întâlnit un om minunat în persoana lui Ion. Eu îi zic Ion. Așa. La o poveste, până la înfăptuire treci prin o mie de șansuri. E un labirint până ajungi la bani, până ajungi, în sfârșit. E un coșmar. Dar nu contează. L-am făcut, am reușit. În afară de faptul că vreau să vă spun că a fost o seară minunată de sunt Lenica Romanica, fostă profesoară de limba și literatura română, nu știu eu, a limba așa bine. Am să continui ideea colegului meu, profesor Mihai Cioată. Într-adevăr, filmul de astăzi seara a fost un film optimist. Eu așa, cel puțin, așa l-am văzut, așa l-am receptat, în afară de culorile acestea care m-au impresionat extraordinar, în afară de faptul că suntem transpuși și într-o realitate sau într-un prezent și într-un trecut pe care fiecare dintre noi îl avem, mi s-a părut că filmul din astă seară a fost
fost un film pentru fiecare dintre noi. Așa cum spuneați și dumneavoastră, ne-am regăsit într-o sumedenie de exemple pe care le-ați pus pe această peliculă. Ne-am regăsit în copilărie, în tinerețe și probabil acum spre senectute unii dintre noi. Vreau să vă felicit în mod special pe toți cei care v-ați implicat și pe copiii aceia puși, aceia frumoși care ne-au impresionat, fetița deosebită care era în compania dumneavoastră. Vreau să felicit pe domnul Peiton, Sergio Ion, Sergio Vitachi, și ne bucurăm că este alături de dumneavoastră și alături de noi. Și printre altele vreau să-l întreb acum unde trăiește, în ce țară ai Europei? Aici? Aici? M-am mutat deci, la... V-ați mutat la noi? Da. Sau aici la dumneavoastră acasă? Sunt la... Da, sunt la București și mă simt acasă și sunt acasă. M-am foarte bine, ne bucurăm. Vorbească în noi. Eu consider că fiecare dintre dumneavoastră, prin participarea la realizarea acestui film, sunteți eroi. Și ne-ați transmis un sentiment extraordinar pe care fiecare dintre noi trebuie să-l luăm în sufletul nostru și să ne regăsim mâine și poimâine și așa mai departe. De asemenea, vreau să vă pun o întrebare, nu cred că este o întrebare existentă, unde au fost făcute filmările? Pentru că sunt așa niște imagini extraordinare, atât de frumoase, încât m-au impresionat pe mine și cred că pe mulți dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai de bine și ne mai întâlnim. Am filmat la Vila Golescu, care face parte din patrimoniul cultural românesc, da, și este refăcută și arată foarte bine. Am filmat de asemenea la Călugăreni în pădurea respectivă, în județul Giurgiu, iar toate interioarele au fost făcute în Buftea, studiourile din Buftea. Am reconstruit acolo vila. Sunt convinsă că fiecare de aici a perceput în felul lui film, dar mai mult de atât, eu am văzut că filmul acesta transmite niște tratamente subtile pentru suflet. Tratează, practic e o poveste simplă, dar tratează cu super multă eleganță și profunzime niște teme fundamentale în viața fiecăruia, niște drame dureroase din viața fiecăruia și niște bucurii simple, dar care țin cât o viață, din viața fiecăruia dintre noi. Și am văzut foarte, sigur, toți am văzut foarte multe filme care tratează teme similare, dar este primul film care parcă m-a încălzit și m-a ajutat mai mult să înțeleg, să percep și să accept moartea celor dragi. Mulțumesc, felicitări! Și greu și ușor cu copiii. Dar dacă le punem așa pe o balanță, pe o, două talere, cred că axul pe care se sprijină ele este atenția, grija. Copiii nu disimulează. Lor le place sau nu le place. Vor sau nu vor. Trebuie să fii prietenul lor, să fii camaradul lor, să le câștigi încrederea, să le dai senzația că ne jucăm de-a lucrul ăsta. Și în felul ăsta ei se simt bine, rezistă. Da? Deci trebuie să fii foarte cinstit cu ei. O frumusețe a fost. Am învățat foarte multe de la ei. În primul rând, din punctul ăsta de vedere, știți că actorii o mai iau rata. Își imaginează că pot ceea ce nu pot. Și sigur că nu pot, dar simulează. Simulează. Nu e cinstit. Nu e în regulă. Că se prinde. Lumea se prinde când te preface. Așa. Al doilea, cea mai favorită. M-a plăcut foarte mult scena cu trenulețele. Foarte frumoasă, da. Așa. Mi-a plăcut când m-am dat pe balustradă. Deși toată lumea... Am reușit să nu rup nimic, nici măcar pantalonii. Așa. Și una din scenele grele din film a fost când am fost
în căsătorie. Nu aș fac niciodată atât de multe lucruri dacă nu le vedeam. Este extrem de important pentru noi. Extrem de important să le vedem unii cu ceilalți să vorbim și să auzim, să respirăm lucrurile astea. Mulțumim foarte mult! Eu vreau să vă mulțumesc în numele nostru al domnilor. Sunt convinsă că a fost un film frumos și emoționant pentru toți și mai sunt convinsă că toți vor aprecia această metaforă frumoasă pe care ne-ați dat-o. Copacul cu dor. Și sunt convinsă că fiecare